Un decor de poveste și o istorie încă vie dăinuiesc la castelul Sturza de la Miclăușeni. Istoria moșiei datează de sute de ani, trecând prin mai multe generații ale familiei Sturza, castelul fiind construit de către George Sturza și Maria Ghica în anul 1880. Știți că toate încep cu o poveste de dragoste. Așa și la Miclăușeni. George Sturza s-a căsătorit cu Maria Ghica. Iar după nuntă au plecat într-un voiaj de nuntă în Occident. Și la întoarcere au hotărât să modifice clădirea veche cu un acu moștenit de la părinți, care îl transformă într-un castel. Un castel construit în perioada la Belle Époque. De asta este și așa frumos. În presa vremii era criticat pentru că în perioada respectivă nu se mai construia un stil gotic, neogotic și părea așa puțin forțat. Cu toate aceste turnulețe, crenelori. Dar, până la urmă, s-a dovedit o alegere bună. Familia Sturza avea o moștenire. O moștenire care trebuia păstrată într-un loc adecvat, zic eu. Și castelul a devenit ca un muzeu. Era o casă-muzeu și atunci și acum. Și a rămas până zilele noastre. Dar se consideră un dar de nuntă. Asta mai ales că Maria era artistul familiei. Maria Ghica s-a născut în Orient, la Istanbul. Tatăl ei a fost celebrul om politic Ion Ghica și ea a avut privilegiu să-și petreacă copilăria pe malul Mării Egeei. Acolo am învățat să picteze. Am găsit scris că avea guvernantă o doamnă din Anglia, o englezoaică, și a învățat engleza cu 100 de ani. Maria Ghica a pictat castelul, bineînțeles cu ajutoare. Este o pictură în stil Art Nouveau, Art Deco, foarte la modă în perioada respectivă. Parterul este pictat integral, iar la etaj avem tavanele pictate, iar pereții aveau tapete de mătase, cu diferite modele, tematic. S-au mai păstrat în unele camere? Din păcate, nu, doar în fotografii. De acolo ne putem inspira și pentru restaurare. Iar în ceea ce privește tâmplăria, ea era de culoarea castanei și torsurile cele frumoase care le-ați văzut pe la fiecare fereastră erau cu lemn de trandafir și lemn de cireș. Dar nici ele nu s-au mai păstrat. Dacă am început să vorbim despre design și arhitectură, să facem câțiva pași prin glorioasa clădire pentru a afla unele dintre secretele ce se ascund în interiorul acesteia, cum ar fi semnificația blazonului familiei și a numeroaselor simboluri pe care le regăsim în exteriorul castelului. La parter avem zona de lucru. Aici era un atelier de țesătorie, iar partea aceasta camera de zugrăvit sau atelierul de pictură al Mariei Ghica. În partea stângă ce? În partea stângă este baia. Foarte interesantă, baia cu elemente orientale. Haideți să intrăm, să vedem. Baia este de inspirație orientală. O baie luxoasă de altfel. O baie pictată integral. În partea aceasta avem ceva, ce ne-a mai rămas din mozaicul original. Este aici gresie originală. Da, de pe motive orientale. Se văd canale de scurgere. În partea aceea era lavoarul. Pereții erau pictați? Da, era pictată integral, dar ca să reziste la umiditate, a fost tratată cu un strat impermeabil, un fel de angobă. Apa nu pătrunde, dar se prelinge ușor. Acest hol în acele timpuri? Să știți că acest hol adăpostea celebra bibliotecă de la Miclăușeni. Aici erau aproape 60.000 de volume. Toți din familia Sturza au fost colecționari, bibliofili.
Iar George și Maria au decis să amplaseze toate cărțile în mijlocul castelului. Pereții aveau tapete de mătase și rafturi. Multe dintre cărți s-au pierdut în timpul războiului. Da, din păcate, în al doilea război mondial, cum era de așteptat, și cât a stat armata sovietică, au ars o parte din cărți. Tot pe timpul războiului, castelul a fost un spital de campanie. Parterul. Parterul de la parter. Familia Sturz a făcut un gest de noblețe și l-a folosit ca spital de campanie pentru răniții din război, iar Maria și fiica ei erau surori medicale. Și tot atunci a fost invitat George Enescu să le cânte răniților. Înțeles. Mobila care se află acum pe acest hol este originală din acele timpuri? Este veche, dar sunt donații. Nu s-au păstrat din mobilierul original. Pe latura de nord erau amplasate dormitoarele, iar pe latura de sud, zona office, salonul de primire a musafirilor și birourile. Iar la est este sufrageria, locul de servire a mesei. În aceste saloane se organizau și baluri? Dar mai rar. Familia de aici erau puțin mai sobri, mai mult înclinați pe partea spirituală, organizau într-adevăr serate culturale, o să vă mai spun. Oamenii vin la castel și au exprimat dorința să se întoarcă în timp. Să atunci, trăiască puțin din acele, vremuri. Și atunci ne-am gândit să creăm un eveniment, se numește Călătorie la 1900, este un festival la care lumea participă activ. Adică se pot îmbrăca, costuma, chiar închiria sau cumpăra costume de epocă și foarte multe spectacole care te duc cu gândul la acele vremuri. Construit castelul? Castelul a fost construit la 1880. Atunci familia Sturza, când a decis să modifice conacul, au apelat la doi arhitecți germani, Julius Reinicke și Greensberg. Și până la urmă au agreat planurile acestui Reinicke, care mai realizase o clădire în București a lui Grigore Sturza. Este o arhitectură neogotică, cu elemente baroce și cu elemente orientale. Toată clădirea prezintă așa un joc asimetric, rafinat. Povestiți-mi puțin despre blazonul familiei. Pe fațada castelului avem blazonul familiei Sturza împreună cu cel al familiei Ghica. Crucea cu șarpele și leul Sturza și dedesubt familia Ghica. Iar în partea aceasta este strămoșul familiei Sturza, inspirat după icoana lui Sfântul Gheorghe, unde este scrisă și deviza familiei. Deviza fiind care? Deviza familiei este scrisă în latină cu litere gotice, sună cam așa: Utroque clarescere pulchrum, adică frumusețea strălucește pretutindeni. Frumusețea exterioară, dar mai ales și interioară. Da. Și dacă observați, sunt foarte multe creneluri, fleuroni, pinacluri, merloane, inspirație din clădirile gotice, neogotice din Occident. Ce semnifică toate aceste animale? Ele, în heraldică, au o însemnătate. De exemplu, la intrare sunt niște purceluși. Și se spune că acești purceluși semnifică sinceritatea. Unii sunt păzitori ai castelului, unii sunt grifoni, inspirații din antichitate. Vin la castel și turiști străini? Sau din alte părți ale țării? Sau... Din celelalte părți ale țării vin destul de mulți. Uh-huh. Și crește numărul turiștilor de la an la an. Din străinătate, ei vin
pentru ansamblu, pentru tot ansamblu. Și aici mă refer la parc, mănăstire, castel. Da, deci nu vin doar pentru castel. Nu, pentru că francezii au destul de multe castele în acest stil. Nemții nu mai spun, austriecii. Da. Apropo de austrieci, ei aduceau meșteri austrieci din Bucovina, special să realizeze sobele sau tâmplăria. Sunt aici în castel și sobe originale de pe cele timpuri. Da, avem chiar două în spatele nostru, care aduc puțin cu piese de la șah. Mai sunt două la parter. Da. Am citit, am găsit scris că unele din sobe aveau picturi pe fațade făcute de Maria. Cred că erau superbe. Deci picta inclusiv sobele. Da. Diferit acest castel față de alte monumente istorice? Pe lângă faptul că este foarte frumos, este unic în România, pentru că avem mănăstire, un castel și un parc de 30 de hectare. Avem câteva elemente care definesc stilul nostru moldovenesc. Ce plus aduce totuși acest domeniu României? Pe lângă culturală. Da, cred că familia Stoza parcă a vrut să ne arate cam cum ar trebui să trăim, cam care este calea, adevărul și viața. Castelul, dacă îl analizez în profunzime, observ care este drumul, cu toate aceste, sunt foarte multe cartușe, în care sunt inserate maxime latine, cu litere gotice, care toate te îmbie la studiu, la contemplare, la rugăciune chiar.